Ok, deci bună, numele sunt Mady și bine v-am găsit, fraților, la un nou episod. După cum stăteam eu prin casă și mă gândeam, bă, ce să mai postez, ce să mai fac, ce să mai scot, mi-am dat seama că, bă, prostule, a apărut noul iPhone 12 și după aia m-am uitat la telefonul meu care e un iPhone XR pârlit și nu o să-l schimb în viitor apropiat. Am zis, bă, hai să reacționez și eu la mimuri cu iPhone 12 pentru că măcar să fac mișto dacă nu-mi permis să cumpăr așa telefonul înainte ca episodul să înceapă. Nu uitați să dați acolo un pumn butonul acela like dacă mai vreți episoade de genul acesta. Episodul ăsta să facă 7500 de like-uri, dacă ar face ar fi super, super, super mișto. Cine nu dă like va lua săptămâna viitoare nota 4 la școală. Nu știu eu în locul tău n-aș risca. De asemenea, fraților, nu uitați să vă abonați la canal dacă încă nu ați făcut-o, pentru că mă ajută enorm de mult treaba asta să facem acolo cât mai mulți abonați și pentru a intra în comunitatea renilor. Nu uitați de altfel să apăsați pe clopoțel pentru că YouTube-ul nu mai dă notificări și nebunesc efectiv. Follow pe Instagram la adresa darius.mati, acolo dați toată lumea follow și fără alte discuții noi hai să trecem la rea. Da, fraților, am găsit aici site-ul ăsta Board Panda și au zis că people are making fun of the new iPhone 12 pe în 30 hilarious memes. Adică lumea face mișto de mimurile de la iPhone 12 în 30 de mimuri. Au pus ei aici 30 de mimuri și zic aici că nu asta este ce, cum vrei tu să reacționeze lumea la noul tău telefon, adică cum vor cei de la Apple să reacționeze, pentru că majoritatea lumii spune că seamănă cu un nou iPhone 5. Bă, să știi, că chiar duce cu designul ăla pătrățos, așa, chiar duce a nou iPhone, a nou iPhone 5 și na, ei, iPhone 5, iPhone 4 pe acolo. Dar haideți să ne uităm la mimurile acestea și să vedem dacă putem să râdem sau nu sunt chiar așa amuzante. Primul, stai un minut. Cum încarc acest telefon de 1000 de dolari? Apple. Și dau acest încărcător care e 40 de dolari. iPhone 12 users, utilizatorii de iPhone 12, iPhone 11, iPhone 12. iPhone 12 și ăsta e iPhone 12. Da, bă, sincer, nu știu ce se mai poate schimba, pentru că tehnologia a ajuns la un nivel destul de înalt. Nu știu ce se întâmplă exact, pentru că, uite, de exemplu, nici iPhone-ul 12 nu s-a schimbat foarte mult de la iPhone 11. De asemenea, nu știu dacă are vreo legătură, dar, de exemplu, FIFA, fraților, FIFA e cam același joc atât că tu cumperi jucătorii pentru update-uri și pentru carduri noi și toate chestiile acestea, în mare parte e același joc. Mai sunt schimbate câteva mecanici, dar jocul nu mai este diferit. Eu fiind un jucător de FIFA care am cumpărat și anul trecut FIFA și anul acesta FIFA și nu văd așa mare diferență. Dar, na, nu știu, sperăm că o să se schimbe treaba asta. Utilizatorii Apple încercând să apere iPhone 12 utiliză designul de iPhone 4. Apple is lazy, Apple este leneș. Patare, dar are un design bun, Android users. Și ei stau și se uită pentru că n-au treabă. Da, slăbuți, nu pot să zic că a fost cine știe ce. Toți copiii bogați mâine când realizează că iPhone doar ce a anunțat iPhone 12 și iPhone-ul lor 11 este out of date now. Bă, sincer, I don't want to play with you anymore. Nu mai vreau să mă joc cu tine. Chiar adevărat, bă, sincer, văd, observăm mulți dintre noi treaba asta. Fact. Payment method I'm gonna use to buy iPhone 12. Visa, Mastercard și asta ar fi urechea. Ah, e ficatul. Metode de plătit pentru iPhone 12 ca să-l cumpăr și e Visa, Mastercard sau ficatul. Asta era prin 2018, sincer. Prin 2018 era. Știu că și-a luat o prietenă de-a mea în vremea iPhone X și ziceam, uite ficat. 2016 iPhone 7 nu avea headphone jack. 2017 iPhone X nu avea buton de la de home. 2020 iPhone 12 nu are căști, n-are charger. Și iPhone 12 n-are nici măcar încărcător în cutie. 2021, no iPhone in the box, adică nici nu mai dă iPhone, îți cumperi direct cutia. Poți să știi că ar putea să meargă în direcția asta lucrurile, ești nebun. O, vă place, fraților, nou meu iPhone 12? Și uite-te că e aragaz, bă, acum chiar e aragaz. Hai că înainte mai erau dumele alea cu aragaz că avea 3 dalea, dar acum are 4, ești nebun, chiar că e aragaz. Bun, asta chiar îmi place, să-i dau un like. Uitați noul iPhone 12 Pro Max. Timp, ai arătat același iPhone 12 timp de 6 ani. Da, mă, adevărat. Eu uitându-mă la noutăți despre iPhone 12 de pe iPhone 6-le meu, bă, eu uitându-mă la noutăți de pe iPhone 12 de pe iPhone XR-ul meu. Adevărat, sincer, fact. Eu deschizându-mi un cont de OnlyFans pentru a cumpăra iPhone 12. Bă, să știi că e nevoie.
De ce arată iPhone 12 așa? Uitați-vă cum arată iPhone 12 și uitați-vă cum arată treaba asta. Păi, same. Nu știu ce este un aragaz sau ce, nu pot să-mi dau seama, lol. iPhone 12 arată destul de suspect. iPhone 5, iPhone 12 arată amândouă la fel și se arată unul pe altul, că de ce se mem cu mine? Bă, chiar adevărat, dar văd că toată lumea e ce. Eu așteptând să apară iPhone 12 ca să pot să cumpăr iPhone 7. Da, bă, cât de reale sunt astea, sincer. De exemplu, unii, știu, am și tovarăși care au așteptat să apară iPhone 12 ca să poată să-și cumpăre iPhone 11, că e mai ieftin. Apple-ul pe care îl vreau, Apple-ul pe care îl am. Și o ascuțitoare de asta Apple și el vrea iPhone. iPhone 12 o să fie scos fără charger, adică fără încărcător și fără căști. Be like, sorry Jobs. Deal with it. Da, mă, pă, adevărat, dar nu înțeleg de ce. De ce au făcut chestia asta? Adică nu-ți mai dau nici căști la el, nici încărcător, ceea ce e foarte, foarte nasol. iPhone 12 is just iPhone 5 that graduated high school. iPhone 12 este doar iPhone 5 care a terminat liceul. Ha, adevărat, bă, adevărat. Păi în perioada asta a apucat și el să termine liceul. Uite-te cum arată iPhone 5, uite-te cum arată iPhone 12. Nu știu, mulți zic că le place designul acesta, mie sincer nu prea îmi place, adică e prea pătrățos designul ăsta așa, nu știu, chiar arată iPhone 5, poate au vrut să se întoarcă și ei în trecut ca să mai diversifice treaba, n-au mai avut idei. Cum a început? Apple n-o să mai includă în cutiile sale căști și nici încărcător. Cum merge acum treaba? Apple pierde până la 81 de miliarde de dolari. Deoarece nu le plac ăștia iPhone 12 și nu-l cumpără, marș. iPhone 5 în iPhone 12, iPhone 5 în iPhone 12. Adevărat, mă, e tata cu copilul, ești nebun. De la iPhone 5 am trecut la iPhone 11 și acum o să aștept să apară iPhone 17, pentru că nu e stres la mine cu iPhone 12. Bă, sincer, în această situație sunt și eu, dar n-am trecut de la iPhone 11, de la iPhone 5 la iPhone 11, am trecut de la un Samsung J6 la XR și nu e stres, mă, aștept și eu iPhone 17 cu voi. iPhone 12 o să facă poze de genul. Da, pentru că sunt 4 dalea, da, adevărat. Bună și asta. Eu mergând să-mi cumpăr noul iPhone 12 după ce mi-am vândut organele. Bă, păi sincer, bă, la prețul ăla, adevărat, stai așa, cât costă iPhone 12? Stai așa, că sunt curios. How much? Stai așa, stai un pic, că o întreb pe Siri direct, o întreb de la sursă, da? Hey Siri, how much costs the new iPhone 12? Everything you need to know. Ah, păi mă trimite pe site-ul Apple, mă, zi aici. How, nu, stai așa. iPhone 12 price. Ah, sunt prețurile normale de fapt. Ok, următorul. Când îți cumperi iPhone 11 și după 3 luni după ce ți l-ai cumpărat, vezi că apare iPhone 12. Mamă. Cum a început? iPhone 5? Cum va merge? Cum continuă? Tot iPhone 5. Dar mă, văd că lumea insistă rău de tot pe iPhone 5, după cum am văzut și acolo la început. iPhone 5 cu full screen și au mai pus încă două camere și gata, e iPhone 12, ești nebun. Adevărat și asta, mă, adevărat și asta. Da, și am ajuns la finalul mimurilor. Mulțumim Jonas Grivencius. Mulțumim foarte, foarte frumos, ești foarte tare. Uitați-vă ce față frumoasă are Jonas. Mulțumim Jonas pentru aceste mimuri. Te respectăm și te susținem în continuare, respectul meu. Ok. Da, fraților, deci după cum ați văzut și voi din mimuri, lumea pare are de ce să se ia de cei de la Apple și în anul acesta, pentru că telefonul, bă, sincer, chiar arată ca iPhone 5, chiar seamănă destul de mult, dar cred că treaba asta a fost făcută, bineînțeles, intenționat. Ca să fie o strategie de marketing și why not, ca să se facă atâtea mimuri pentru a promova telefonul foarte, foarte, foarte mult, pentru că acum oricine știe că iPhone-ul seamănă cu iPhone 5, adică iPhone 12 seamănă cu iPhone 5, probabil asta este o strategie de marketing. Nu știu, mi-au plăcut destul de mult mimurile din ziua de azi și chiar au fost mișto, majoritatea au fost unele slăbuțe, dar majoritatea a fost șmecheră. Dacă mai vreți să mai facem episoade de acest gen, dați acolo un like să facem 7500 like-uri, fraților, pentru că este foarte, foarte important să dați acolo pe like, pentru că eu astfel văd dacă voi mai vreți episoade din această serie sau nu. Adică, bă, la lume place, lumii nu-ți place. Dacă ați ajuns până aici, dați-mi un follow pe Instagram la adresa @derusmatey. Abonați-vă la canal dacă nu ați făcut-o. Spuneți-mi în comentarii ce ar mai trebui să fac. Eu am fost Matey. Sper că vă place noul iPhone 12. Spuneți-mi și în comentarii dacă vă place. V-am pupat și ne vedem data viitoare la un episod. Ciaules, baules, nu știu ce vreți voi. Vă pup, respect. My blessings, I feel like I'm falling, the birdie is back.
tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through